Salutare, bă, băieți, bine ați venit la un nou episod din Gold Mining Simulator. Bă, băieți, sunt aici cu pata, îi dau, vreau să mă scot aur și după aia mele să-l vindeți câți bani nu-ți face, să cumpărăm și noi o pompă de aia. Nu știu câți bani acum îmi dă mie power-ul sau ce l-am găsit. Uite, am găsit încă una de 18 grame, e bună asta. Aia e bună. Avem 5-6 de grame acolo de aur. Așa. Acum ar trebui apă. Luăm apă. Băgăm aici. Trebuie măcar o pompă de aia cu apă ca să meargă măcar singur ăsta, mă băiesc că poate reușim să luăm pompa aia. Uite ce fac și eu, arunc căleata în loc să... nu știu, mai trebuie apă aici. Gata. Aici avem apă. În găleata asta trebuie apă. În găleata asta ne trebuie apă pentru că trebuie să luăm astea de aici. Le băgăm aici. Aia acum am învățat toată treaba cum să face. Luăm asta. Îl punem, nu. Luăm asta, îl punem aici prima dată. Trebuie ăsta pus. Găleata pus acolo. Dar de ce nu mă lasă? A, este, uite, este o bucată pe ea. Vedeți bucata aia pe ea acolo? Este o... nu-i curată de tot, uite. Acum. Avea o bucată de pământ acolo. De-aia nu mă lăsa. Luăm ăsta, îl punem aici. Și ne apucăm de treabă. Coborâm ăsta jos odată. Și îl mișcăm aici. Dăm mișcare. Aruncăm apa. Și luăm bucata aia de aur de acolo. Până acum nu mă dau cu aia sau cu pipeta aia, cu... nu cu pipeta, cu penseta aia, ce e aia. Cred că alea numai bucățile mai mari. Noi am găsit încă bucăți mai mari aici. Trebuie aici apă. Punem apă aici. Avem 5-6 de grame. O să duc asta în oraș. Mă duc acum. După ce facem asta, o să ducem asta în oraș și să văd cât facem noi. Câți bani facem să iau o pompă de aia. Aoleu, ce s-a făcut apa asta de murdară. Hai să-i mai dăm puțin. Da, ce nu cred eu, că numai o bucată îți dă. Vedeți, numai una îți dă de aur. Nu-ți dă mai multe. Bun. Hai să o luăm și pe asta de aici. 5-7. Bun, eu cred că... mergem să vedem câți bani dă pe asta. Hai să o punem aici și să mergem până în oraș. Bun, aveam acolo două locuri unde să mergem. Puteam să vin de la bancă, puteam să vin de lingourile alea și să mergem acolo la băiatul ăla să o... putem să mergem să o... facem lingou de aur. Bun, hai să mergem pe aici, era nu? Am lăsat aia deschisă, dar nu-i problemă. Să văd dacă fac și eu, am câți bani, am 194 de dolari. Pe aici era drumul, nu? Deja am învățat drumul. Dacă facem lingou de aur, cred că e mai scump la bancă, mă gândesc să-l vinzi, că știți că acolo la bancă îl vindem lingou ăla de aur. Dar dacă, nu știu, să vedem acum, cum sunt prețurile. Pe aici era? Nu, pe aici era. Pe aici era parcare, mă. Era prin partea asta la altă. Avem 5-7 de grame. Acum vedem. 5-7 de grame. Aici e o poveste ceva pe aici, pe lângă noi. Ia să vedem pe unde e. Uite, am și nimerit-o în față, direct. Bun, am luat-o. Asta e bun, mă băiesc, că ne dă mai ieftin la benzină, mai ieftin la utilaje, să le cumpărăm. E bună poveste. Trebuie să fiu atent la astea. Astea sunt bune. Și mai avem o de aia specială dacă găsim toate. Bineînțeles că nu știu dacă le găsim de toate. Deja încarcă puțin. Mai are așa când încarcă câteodată. Harta. Dar să știți că îi ca lumea, jocul îmi place. O, băleu, încet. Încet, atât încet.
vine pe aici, pe undeva, da. Nu știu dacă nu trebuie să iau pe partea cealaltă. Bine, hai că o luăm pe aici, pe luăm dreapta, că mi se pare că magazinul ăla e acolo undeva în dreapta. Aici avem utilaje, ia uitați ce utilaje avem aici. Părăm escavatoare și de alea. Era aici undeva unde puteam să facem ăla. S-a deschis și capota la mașină. Am văzut că la mașina asta poți să schimbi bateria, dacă nu mă înșel. Uite aici era. Aici avem o poveste, e bun. Oprim motorul, le dăm jos. Aici trebuie să fie o poveste ceva. Uite aici, am și găsit-o. Haide mă iau, așa. Bun, hai să mergem aici. Aici zice că e bun. Noi avem 57 de grame. Topește, bunătățire. A, uite, avem pe timp. 350 de... Îi trebuie aici cost. Etică. 1500. Păi știu unde am eu magnetică, de asta noi nu avem. Vinde magnetică, vinde minereu. Putem să-l vindem aici, nu? Și ne dă, când ne dă pe 57 cu 39, ne dă 988 de dolari. Eu cred că îl văd, nu? Dacă dau să topesc 15 ore, 5 grame. Nu, eu cred că o să-l vând. Îl vindem odată. Îl vindem la băiatul ăsta. L-am vândut. Și avem acum noi 1182. Era puțin oricum, nu era. Cred că dacă îl duceam la bancă, vă spun eu, cred că era mai scump, nu? Mai pornește mașina, mă. Nu și-o avut. A zis că avea o porni motorul. Nu contează, acum lăsăm așa. După aia facem și noi, când avem mai multe grame. Acum n-am avut așa mult. Nu știu unde e mai mult, unde să vinde mai bine, dar... Vedem, hai să vedem. Deci aici vreau să mă duc la magazin. Ce magazinul? Opresc aici, vreau să iau pompa aia măcar. Vreau să iau pompa aia să fie automat. Totul, știi, să facem automat. Mergem aici. Așa, stai să vedem, că aici ne arată tot. Deci facem automat întreb o pompă, filtru de apă. Nu, small water pump. Small water pump, sunt astea, nu? Generator mobil, pompă de apă mică, pompă de apă electrică mică, asta cred că e. Asta e generator. Îmi trebuie asta, small water pump. O luăm pe asta. 200 costă. Adaugă. Bun, ce mai trebuie să luăm? Trebuie să luăm a fit water hose. This water hose. Trebuie fit și this. Trebuie de ăsta verde și roșu. Trebuie de ăsta. Furtun mare. Am zis că trebuie furtun mare și de ăsta verde, nu? Pentru că alte furtune nu mai avem pe aici. Bun, hai să luăm ăsta. Unu. Și unul de ăsta. Bun. Pentru că aici scrie în engleză și acolo nu scrie românește. După cum vedeți. Filtru de apă. Trebuie filtru de apă. Filtru de apă, filtru de apă. Filtru de apă, unde găsesc eu filtru de apă? Aici, pe undeva ar trebui să găsim filtru de apă, nu? Asta nu găsesc de alea mari. Păi și unde găsesc eu un filtru de apă? Filtru de apă și Duhong Master. Îmi trebuie și de astea. Trebuie să astea două. Bun. Păi și filtru de apă. Unde e filtru de apă? Mai trebuie de astea două. Așa. Și îmi trebuie filtru de apă. Oare îl cumpăr de aici? Nu, aici avem pompa de mică, furtun mare, furtun mic și două covorașe de alea. Ieșire. Îmi trebuie filtru de apă ăsta de aici. Fiind partea asta, aici nu este nimic. A, uite, și aici avem baterii.
Uite, bă, avem și cauciucuri, bă, roți la mașină, asta ce sunt? Pistoane. Hai, păi mașina o să se strice, mă, băieți, aici avem piese pentru mașini. Arma furtunii hidraulic. Furtunile hidraulice. Ce avem pe aici? Câte chestii avem pe aici? Dați-vă și voi ce e aici. Filtru de pompă de apă. Uite aici, filtru de pompă de apă. Filtru de pompă de apă. Uite, asta e, mă. Filtru de apă. Asta mi-l trebuie mie, da. O să-mi iau unul de ăsta. Și pe aici avem chestii, vedeți? Uite, avem și pinioane și ce ne avem pe aici, uite. Să trebuie. Bă, băiatul! Avem o grămadă de chestii, uite, și becuri și... Bun, hai să ieșim, atât am trebuia. Am plecat, mă, să le cumpăr toate și să plec cât e ceasul, că deja ceasul e 3. Comandă, 400 și ceva costă toate astea. Mi-a găsit toate lucrurile astea, știu. Mergem afară. Bun, hai să le băgăm în mașină, toate. Nu prea are benzină, asta îmi trebuie o canistră. Unde sunt canistre? Am văzut canistre pe acolo, pot să le cumpăr alea sau... Astea nu pot să le cumpăr, astea ce sunt? Canistră. Cumpărăm una, da. Pentru că nu are ăla benzină. Dăm aici și o comandăm. Dăm aici OK, să știm că îi afară. Bun. Hai să încărcăm. Băgăm prima dată asta. Băgăm acolo. Băgăm, că am deschis dacă este, băgăm furtunele, furtunul ăsta, băgăm filtru, băgăm astea două, trebuie să-l punem și pe ăsta mai încoace așa. Bun, hai să mergem la benzinărie odată. Benzineria era undeva în partea în față, nu? Aici în dreapta era? Sau în stânga, unde era? Aici era banca. Benzineria, nu mai știu unde era benzineria. Cred că e prima aici, nu? Asta e benzineria, da. La mașină avem benzină, nu e problemă. Vreau să bag în canistra aia. Bun, oprim aici. Luăm jos canistra. Poți deschide acum. Vreau să iau canistra. Asta. Punem jos aici. Luăm asta și cred că merge aici, nu? Bun, de cât băgăm? Stai să vedem cât băgăm. 5-6 de dolari, da. Am băgat? Am băgat deja. O punem acolo. Închidem ăsta și am plecat, bă, băieți. Facem automat. Am automatizat măcar cu apă. Ce se aude? Biserica, cred că sună așa. Uite, acolo este apă. Am văzut că este acolo ceva apă în partea aia. Bun. Merge și măcar cu... aici trebuie să luăm în dreapta. Aici era pe undeva, nu? Ia. Stai să nu mă bag mașina, să mai stric și mașina. Asta mai trebuie, că am văzut că trebuie să schimb și cauciucurile și astea. Cred că până la urmă o să spargă aici, să spargă cauciucurile, să gastează, să... Nu știu, ceva se întâmplă aici. N-ai să o luăm pe aici. Odată ce închizi ala din spate de acolo, vedeți că nu mai... Nu se mai mișcă nimic acolo. Deci ca și poți să te duci cu mașina cum te duce, că ele nu se mișcă acolo în spate, asta e bine. E ceasul deja... 4. Nu știu unde doarme ăsta, în cortul ăla doarme. Cortul ăla unde avem noi acolo. S-ar putea să doarmă acolo. Combustibilul este scăzut. Hai mă că avem. Ajunge, mai băgăm noi dacă... Dacă trebuie. Dar momentan nu trebuie combustibil, așa că nu băgăm nimica.
Aoleu, iau tot să ștea în gură. S-o strica mașina, se strică, nu-ți arată niciunde, nu? Becurile mai merg? Merg. Bun. Hai să mergem aici. Oprim aici. Și mergem și punem asta automat acum, nu ar trebui. Luăm ăsta, îl punem aici, momentan. Iau ăsta. Înapoi. Și ăsta unde ar trebui să-l pun eu? Unde mă lasă să-l pun? Îl pun aici sus. Pot să-l pun aici sus? Uite, îl punem aici, nu? Îl punem aici, nu? Așa. Aici, normal, ar trebui să unul intre apa și pune iasă. Out, in. Uite aici, vezi? Deci să-l punem așa. Bun, hai să aducem de aici tot ce ne trebuie. N-avem lumină aici, o să se lase noapte și n-avem lumină. Așa. Asta, furtun mare, nu habar n-am unde vine pus, dar vedem acum. Asta ar trebui pus aici out și aici in. Băgăm aici. Asta trebuie băgat aici. Nu, nu, asta nu e aici, asta e apă. Lăsăm aici odată. Mamă, câți metri am pus? Stați așa să iau eu asta. Asta vine, vine luat filtrul ăsta. Filtrul ăsta vine băgat în aia, nu? Zic eu. Stai să vedem. Aici. Nu aici. Apă nu este pe ăla. Unde mă asta? Asta. Este apă. Este. Dar filtrul ăsta de ce mi-a făcut să-l iau? Filtrul de apă. Unde ar trebui pus filtrul ăsta? Îmi pune să iau filtrul, dar nu... Nu-l folosește la nimica. Poate trebuie pus aici, mă. În ăsta alalt, cu ălălalt. Hai să-l ducem pe celălalt. Ăsta verde, dar nu cred, că ăla trebuia să-l băga filtrul în apă, dar nu știu de ce nu mă lasă să-l bag în apă. Pompă de apă mică, băgăm aici și aici. Hai să-l punem aici, găsește. Bun, acum ar trebui să meargă apa, nu? Noi acum, aici apa merge în continuu? Nu, bine, trebuie să dăm drumul la asta. Hai să vedem de unde îi dăm drumul acum. Detașează, aici băgăm asta așa. Aici trebuie să-i dai drumul de undeva la asta. Uite aici. Și atunci apa merge în continuu aici. Și noi ce trebuie să facem? Numai să băgăm cu lopata, nu? Am găsit una de 21 de grame. A, ce mișto. Păi și eu nu știu cât pot să bag eu aici. Știi ce zic? Cât pot să bag eu aici? Am adus pompa, filtrul ăla, dar nu știu, filtrul... Cred că apa e curată, nu știu. Mai găsit una de 13.
Am găsit una mare, bă, băieți. Deci nu mai trebuie să curăț eu atunci, nu mă bag aici? Ia stăt așa. Asta merge automat, bă. Eu nu mă bag cu lopata și îmi dă aurul, vedeți? A, păi bun așa. Mai trebuie să dau eu acolo, nu mă băgăm la lopata aici. De grame. Bănuți avem 689. O să facem bani aici la greu. Să putem să facem, uite, mai găsit una de 32 de grame. O, avem 87. Prea avem lumină. O să se cam întunece aici, da. O să iau filtrul ăla de acolo, să-l bag în mașină. Pentru că filtrul ăla nu face nimic acolo. Mai găsit una de 26, dar avem deja 100 și... Deja, mă, că trebuie... Trebuie să sap ca lumea aici să găsesc bani. Nu știu câtă motorină mai are ăla, dar cred că se termină 11. Mă aduc și aduc motorină acum, nu-i problema. Dar vedeți că și alea se murdăresc și cred că trebuie așa, 37. Filtrul ăsta am să-l iau. A să-l duc în mașină. A, păi mai bine așa automat, mă, băieți. Pe ce vorbești? Pun asta aici, iau asta, s-o am cu mine, pentru că se gata acolo, și dăm tare, că deja ceasul e 5 și ceva. Punem canistra aici, 9% mai al. Hai să-i dăm. Ce bine e așa. E bine așa, bă, băie, să nu mai fac eu acolo, să mișc aia, să caut aurul cu pipeta, îmi dă automat, direct. 150 de grame, mai mult ca tura trecută. Tura trecută am dus și am făcut o grămadă de bani. Ăsta pe care îl fac acum, am dus și îl topesc. Și îl vând la bancă, cred că face mai mulți bani. Măcar să facem, nu știu, 300 de grame, dacă am face. Am găsit unul de 36 iară. Și avem aproape ăsta pământul acum, dar după aia că se duce încolo, o să trebuiască să mă duc eu încolo. Știi ce zic? Să ne mișcăm pe aici, o să trebuiască. Am și găleata aia acolo care mă tot încurcă. Imediat o iau jos. O iau de acolo, nu o iau jos. 5%. Apa merge, la pompă merge bine apa. Grame, în 200. O, să fac bănuț, să fac bănuț, bă, băieți, să știți că să fac bănuț aici. O să-i dau aici. Bă, băieți, ia uitați câți bănuți am făcut, am băgat aici, 400 bănuți, câte grame, 424. Asta am să opresc. De unde oprim asta aici, nu? Aici, da. Bun, să nu mai am băgat benzină, care am așa fără benzină, canistra unde mi-e pe aici, nu știu dacă mai are, cât mai are aici, nu știu, până arată cât mai are, nu știu cât are. În ea. A, uite, cred că e linia aia roșie. Este, este. Bun, mă duc până acolo să topesc ăsta, să vedem câți bani dă băiatul ăla dacă îl topim. Asta am să o pun eu aici.
Nu știu, băiatul ăsta, e ceasul 7. Unde puteți dormi noi? Puteți dormi aici? Aici este vreun pat, ceva nu este, nu? Deci am văzut că este o căsuță, ceva ia să dăm aici. Folosește. Dormiți pentru o oră. A, uite aici, mă. Până la răsărit. Până la răsărit vreau să dorm. Așa, deja e ceasul 6 dimineața. Așa, mă, băieți. Salar muncitori, 0. Nu avem muncitori. A, puteți să avem și muncitori, ce mișto. Material prelucrat, 129. Aur adunat, 3 grame. Uzare, chirie în aur, 1 gram. Bun. Hai să mergem. Și greu pornește motorul. Mai este zăpadă pe aici, mai este, nu chiar așa. Aici ar trebui excavator ceva să sape aici, să găsește aur, bă, băieți. Aici îi de lucru. Stai să prindem luminile și noi. Am dat la lumini și nu văd aici. Am dat la lumini și m-am țăpat direct în ăla. Bun, hai să mergem să topim aurul ăsta. Avem aproape jumătate kil de aur, bă, băieți. Avem 400 și ceva de grame. Nu știu cât durează să se-l facă. Pentru că am văzut acolo că sunt ceva upgrade-uri, să-l facă mai repede, mai este ceva acolo, dar trebuie. Am zis că trebuie magneziu de ăla. Ăla nu știu unde îl găsesc, noi avem aur, magneziul vedeți acolo jos. Ăla nu știu unde îl găsim, dar undeva trebuie găsit normal și ăla, nu? Hai să vedem, poate ăla trebuie găsit în alte locuri. Alte terenuri. Nu știu ce să zic, pentru că aici n-am văzut că nu este. 423 de grame am făcut, bă, băieți, ceva. N-am făcut noi până acum atâta niciodată. Bine, că prieteni, m-am dus cu aia ca să pot să fac de pompa aia, dar să știți că pompa aia e de ajutor mare. Nu mai trebuie să mișc eu acolo cu galeata și cu alea și să fac eu. Merg automat. Asta e bine, îmi place. Am avansat cât de cât. Ăla e aici, băiatul, nu? O, ce? Bă, dar iau tot stâlpii, tot iau în gură pe aici. Până mi se strică mașina și mai trebuie să repar și asta. Combustibil mai are puțin și asta. Trebuie să nu se bani niște benzină, cât avem? 4600 și avem bănuți. Bun, dăm aici și zice să topim. Păi eu dacă îi dau acum să topim, uite așa dăm. Pește în ăsta. 15 ore. 196 de grame. Bunătățește timpul. Dar noi nu avem de asta magnetică, de asta. Vinde magnetică. Preț de magnetică e 26 și vine minereu. Asta e 17 dolari. Aici, dacă îl dau să-l vând tot, că avem așa, îmi dă 7000 de dolari. O grămadă de bani. Nu știu ce să fac, hai să topim. Da, vreau să-l topesc. Va dura ceva timp până că fierarul îți va topi nivelul de aveți, va fi anunțat când asta, bun. Să fiu anunțat. 13 ore. Bun, eu atunci mai am încă 200 și ceva, ăla aș putea să-l vând, nu? Ăsta. 3000 și ceva am dat pe el, ia să-l vindem. Avem 3886. Asta zice că o să te anunțe când e gata. Deci durează 12 ore. Deci o să mai dureze ceva timp. Stai să mă duc să bag eu benzină până atunci. La mașină. Uite, a venit ploaia. S-a dus zăpada? 9 zile până la vară. 9 zile până la vară. Ia uitați, a început să ploaie și numai. Vezi că temperatura este 3 grade. Deja s-a dus zăpada de pe aici. Aici era zăpada, acum nu mai e zăpada. Vedeți? Zăpada s-a dus. Cum a urcat temperatura, am să bag eu ceva benzină la mașină. Nu știu unde... ce parte e ăla. Nu știu ce parte e. În aia sau în asta, în asta. E bine așa. Bun, hai să vedem. Luminile, s-au scurs de bateria dacă motorul este... bun, stai să oprim luminile. Să zice că se duce bateria. Bun, hai să luăm de aici ăsta și să-l băgăm aici. Le facem full, nu? Alimentare, bun. Am făcut full-ul la mașină, să nu mai avem treabă cu ea.
Du-te și ia lingou. A, uite, gata. Bun, hai să-l luăm. Ia, până am venit și am băgat aici combustibil, fierarul mi-a făcut la bun. Și cu ăla vreau să mă duc la bancă să vedem câți bani e de la bancă. Să prindem lumină pentru că încă este de noapte, 6 ceasul. Mergem la fierar iară. Avem full aici. Bun, fierarul e aici. Bun, ia să vedem. Ce cine ne-a fierarul? Topește aur. Mai am ce stopesc. A, mi l-a dat. Uite-l aici așa. Mai bani destui. Vă sper să nu-l pierd ăsta. Ai un inventar, n-ai nimic, trebuie să-l pui acolo în spate, dar nu cred că se pierde, nu? Nu cade alea, nu cade niciodată. Ăla nu se mișcă de acolo. Bun, și merge până la bancă să vedem. Și avem 3694. Nu putem dă, nu știu când îmi dă banca pe ăsta, dar vedem acum. Și asta e că nu știu unde se merită mai bine. Să vinzi la bancă, să vinzi aici, să-l topești. De vreo că cel mai bine merge la bancă, îl topești și faci acolo. Acolo cred că îți dă bani mulți. Știi, zic și eu, nu știu, vedem acum. Mamă, ce m-am băgat în mașina lui ăsta, sper să nu vină la pe mine. Ia să vedem ce e aici, hai să luăm ăsta. Îl luăm și mergem la bancă cu el. 6,2, nu știu ce grame, cred că avem aici. Păi și ăsta nu mi-l, unde îl pun? Lasă aici, mi-l vinde de aici? Ia. Yeah. Vine lingou de aur. Avem ăsta, 177, uite, 7000 îmi dă. Oh, 7000 îmi dă. Asta îmi dă pe el stoc. Credit, a, credit stoc. A, 42, vizionez că scade prețul, scăzut, dar ce o scăzut, nu costă așa mult. Îl vinde pe ăsta, nu? Sigur că vrei să vinzi acest lingou? Da. U, câți bani avem? 7000 de deci mai scump. La bancă facem mai mulți bani, mă, băieți. Deci la bancă trebuie să venim noi de fiecare dată să facem bănuți mulți. Aici să fac banii. Deci la bancă să fac banii și acolo să venim. Bun, băieți, sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. Până data viitoare, v-am salutat și ne vedem în următorul episod. Numai bine, pa, pa!